Ne apucăm acum și facem dezinsecție, un lucru care, zic, ne costă foarte mult, dar sper să aibă rezultate, ca să aș fost condiția, dacă n-am rezultate, nu. Deci, din tot ce facem noi într-o lună de zile, și n-a fost făcut nimic, nu contează. Pentru că, spun, vă rog să mă trecicați, vă rog să mă trageți de mânică, pentru că accept și am nevoie de acest lucru. Dar în a face zop totul, în a vedea totul negru, când există bunăvoință, când este străduință, când eu vin la ora 6 dimineața în primărie și plec la ora 8, când încerc să coagulez niște oameni în jurul meu cu altă gândire, cu altă viziune asupra ceea ce se face în Pașcani, vă spun că pierderea nu este a mea. Și mai spun, încercați să vă învățați 4 ani, vă fi primar din Pașcani. Doar dacă Dumnezeu mă ia dincolo și atunci o să veniți la mărunt, zic, bă, bun, o fost, dacă o floare, sau mă dai, stă-mi mărbucare, nu o dai. N-ai să vii la mărbucare, bun, e regulă, te trec pe pirit, nu-ți mai dau prosop, că am covina, știi? Când fac covina, ce vii la mărbucare, primești un prosop, dacă nu vii, am făcut numai puțin de-aia. Nu, legat de următorul lucru. Am nevoie de voi, am nevoie de criticile voastre, de vreau obiective, dar vreau pe partea cealaltă, domnule, chiar încercăm să facem ceva. Și acțiunea de ieri vă dovedește că în Paștan există un clan, o mafie, ziceți-l cum vreți, care, dacă nu mă ajutați, eu pot să vin la ora 8 la serviciu, să plec la 2, las lucrurile să curgă de la sine, mai trec 4 ani, eu ajung la o vârstă în care eu știu ce mai face la vârsta respectivă, dar nu e bine. Vreau să facem o echipă în sensul bun al cuvântului și repet, a treia sau a patra oară. Am nevoie de voi, am nevoie de criticile voastre obiective, dar vreau și partea cealaltă. Deci oamenii să vadă. Băi, au făcut primarul două lucruri, au pus șeșmele și beciuri că nu au fost niciodată. Nu a scris-o nimeni. A, când subsol vin și spun nu știu ce și cum. Că primarul a reușit să scoată chioșcul lui Pantaze pe trotuar, că nu l-a scos nimeni 8 ani de zile. Deci sunt lucruri care poate nu trebuie spuse. Dar eu spun că ca să-i dai omului confortul, să-i dai dorința de a munci și a zis, domnule, aia e rea și am luat-o că asta e situația când greșesc, asta am făcut-o bună. Eu atât am vrut să vă spun, rămân la ideea că nu putem unii fără alții.